Ai, sus la poarta raiului. Ăla în limba latină, Adeste Fideles. Așa. Silent Night. Dar Mare sunt piese cunoscute toate. De fapt, colindele sunt folclor. Avem Maria. Avem Maria, da. Pe care mi-ai cântat-o și la noi. Da, da. Sunt piese celebre, colinde celebre. Am vrut și eu să am un album de colinde, pentru că era păcat să n-am un album de colinde. Toți artiștii mari au unul și dacă eu am ajuns la un nivel, am zis că e cazul să am un album de colinde. Și din acest album de colinde ne cânt și nouă ceva astăzi? Bă, cânt. Chiar acum vrei o colindă? Păi hai să luăm o pauză publicitară și îl ascultăm pe Mihai Tristariu cu o colindă frumoasă. Nu am mai luat pe ghicite. Sau după cum ți-o fi norocul. Îți spune noi care este cel mai mare și mai tare restaurant din Giurgiu. Andaluzia. Deținut minte. Spațios și primitor. Organizări mese festive. Personal calificat. Și o capacitate de 350 de locuri. La kilometrul 5 pe șoseaua București. Andaluzia. Ai reținut? Adevăr sau provocare? Adevăr. Este Casa Albă casa unde orice giurgiuvean se simte bine? Adevărat. Sunt bucatele și vinurile cele mai alese? Te provocăm să încerci. Casa Albă. Acceptă provocarea și află singur adevărul. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Sufletul tău merită tot ce-i mai bun. De aceea, Panesim are grijă să ai pe masă cea mai bună pâine. Produsele de cofetărie și patiserie, precum și tradiționalele produse românești. Panesim înseamnă calitate, atenție, grijă. Panesim e pâinea din suflet pentru suflet. Roșcată, blondă sau brunetă. Îți dorești să fii cochetă. Salon Monique. Un plus de chic.
Sărbători fericite, cu lumină și culoare, cu voie și în suflet și chiar, uite, cu muzică. Mihai Trăistariu la Muntenia TV a deschis acest drum către sărbători de iarnă, bineînțeles că ele sunt deschise în fiecare an de spiritul pe care, da, spiritul pe care îl avem fiecare în noi și parcă mai ai nevoie și de altceva decât o dată în calendar. Dacă nu și simți că vine sărbătoarea cu muzică, cu luminițe, cu brăduți, cu dorințe, cu planuri de mai bine, cu speranțe. Și aici ușor, ușor mă îndrept și cu întrebarea către tine ce-ți dorești în anul viitor și la ce speri în anul viitor. Păi toată lumea speră că o să fie mai bine decât anul care tocmai a fost. Numai că eu am avut un an excepțional. Deși 2006, anul trecut, am fost la Eurovision, a fost un an grozav pentru mine. Anul ăsta am avut mai mult de muncă, a fost dublu și, de fapt, eu sunt fericit când muncesc, când am mult de lucru. Și uite că în decembrie, luna asta, cred că maximum 2 zile sunt acasă. În restul sunt pe drumuri, dar îmi place așa. M-am învățat să stau prin hoteluri, prin restaurante, iau masa, dorm la hotel. Mi-am luat niște cărți cu mine ca să am de citit, ca să nu pierd timpul. Și uite așa. Pentru că este foarte prețios și în timpul ăla, bineînțeles, că poți să faci și lucrurile și acestea. Și e păcat să pierd timp așa. În ianuarie-februarie, în schimb, nu prea există spectacole, concerte în general și atunci o să mă odihnesc. Deci mai ai timp să mai te și odihnești din când mai în am. După Revelion, cred că Revelion o să fie cea mai obositoare noapte, că am vreo 5-6 spectacole așa de Revelion. Și trebuie să alerg la fiecare să ajung la timp. Mai am 5 minute. Da, pe să nu dau țeapă, ca să o zic pe românește. Da, pentru că se întâmplă. Se întâmplă din mai ales traficul din București îngrozitor și poți să întârzi efectiv fără să-ți propui. Când întârzi ar fi una până la urmă, dar să nu te prezinți deloc, asta e chiar altă problemă mai gravă mai și gravă, da. Se întâmplă pe la noi. Leon Trans și Motel Prietenia au înlesnit venirea lui Mihai Trăistariu și a lui Vasile Trăistariu la noi în emisiunea de astăzi. Dacă aveți curaj, puteți să spuneți cine a înlesnit această venire a lui Mihai și a lui Vasile Trăistariu la noi la Bună Dimineața, sunând la 211-112 și să câștigați, răspunzând la această întrebare, un CD oferit... Un CD de colecție. De colecție. Pentru că CD-ul normal apare așa pe piață. Dar cu tot cu această copertă, cu coperta asta, ea apare doar în ediția asta. Nu te supere că te-am zbinat. Nu mai zbinat. Oricum, tu autografele... Nu că mai gâdilat. Da. Tu autografele pe care le dăruiești. Deja avem un telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă? Sunt Vasilina Cojocaru. Vasilina Cojocaru, doamna Vasilina Cojocaru, bună dimineața! Mare plăcere, îmi face intervenția dumneavoastră. Ce faceți? Vă beți cafea alături de noi? Da, sigur că da, ca de obicei. Și vreau să te felicit pentru invitații pe care i-ai astăzi în studio. Sunt datorită sponsorilor noștri
aici, mult mai ușor veniți și dacă puteți să-mi duceți aminte care sunt aceștia. Ca dacă abia am reținut doi sponsori, formam în momentul când prezentai sponsorii, formam telefonul, dar eu vreau încă o dată să te felicit, în primul rând pentru prezența în studio acestui mare cântăreț al nostru, al românilor, pentru modestie, pentru caracterul lui, pentru deschiderea și muzica, calitatea muzicii lui. Îi doresc din tot sufletul sănătate și spuneam mai devreme că muncește foarte mult, să aibă sănătatea să muncească în continuare și să realizeze ceea ce merită și ce își dorește. Pentru el și familia lui îi doresc multă sănătate. Ție de asemenea îți doresc să faci emisiuni la fel de bune și în 2008 și bineînțeles că ori de câte ori să-ți fiu alături. Iar face mare plăcere. Vă mulțumesc din suflet, doamnă. Mulțumesc. Și dacă vreți să-l întrebați ceva pe Mihai, dacă tot ați sunat la noi. Ce pot să-l întreb dacă își propune proiecte mult mai, știu, de amploare față de ceea ce a avut până acum și sunt sigură că are astfel de proiecte și în continuare. Cine nu-și propune? Pentru că ar fi păcat să nu valorifice calitățile muzicale și talentul pe care îl are și în continuare. Vă mulțumim pentru intervenție, doamnă. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Urmăriți-ne în continuare. La revedere și la revedere. Să vă fericite. Mulțumim la fel, asemenea. Proiecte. Am ajuns la proiecte. Da. Eu am reușit o carieră internațională după Eurovision. Am semnat contract, am mai povestit o emisiune cu câteva țări unde sunt promovat acum toate albumele mele. Albumul ăsta de Crăciun se lansează și în străinătate acum în decembrie. Christmas se cheamă. De 1-1-1-2. Dacă spune sponsorii principale emisiuni de astăzi, Leon Trans și Motel Prietenie, este foarte simplu, important este să repetați și să sunați la 2-1-1-2. Așa. Deci o să am proiecte mărețe și intenționez să mă extind așa internațional, pentru că România mă știe toată lumea. Vreau să ajung în cât mai multe țări în 2008. Drept pentru care deja am trei concerte în Franța. În Franța n-am prins până acum, Tornero. Și în Spania tocmai am semnat, adică începe să se promoveze tot cu Tornero începe, chiar dacă piesa deja are un an, doi. O să pornesc în fiecare țară, dacă nu sunt cunoscut, pornesc cu Tornero, apoi dimisionez și uite, colindele și tot așa. Vezi, e ok a succesului tău acest Tornero. Da, așa a fost și la Ozon. Mi-am amintesc că ei au spart gheața cu dragostea din tăi, cu da. Maya Hi. Da. Și încă după un an, doi spuneau, ne lansăm în Japonia luna viitoare, în Franța peste două luni, nu știu ce. Pentru că piesa n-a ajuns încă în țara respectivă și în clipa în care ajunge, atunci începe promovarea. Și ei promovau piesa aia după doi ani, începeau de-abia în Japonia, începeau de-abia în... Și așa da. Vreau și eu tot cu Tornero, pentru că asta spar gheața și e o piesă care are și trilurile alea, are și refrenul, are toată rețeta. Totuși este... Avem telefon. Bună dimineața! Bună? Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă? Iulian Ionescu mă numesc. Iulian Ionescu, bună dimineața! Gata cafea? Da, gata cafeaua. Și mă bucur că avem în Giurgiu un asemenea invitat de valoarea domnului Traiseriu. Și sponsorii emisiunii sunt Motelul Prieteniei și Leon Trans. Bravo! Mulțumim pentru faptul că ne urmăriți, că ați fost atent la emisiune și sperăm să faceți așa în continuare. CD-ul pe care Mihai Traiseriu l-a adus, de colecție. De colecție, e de ce spun așa? Pentru că în magazine se găsește doar așa, cu coperta asta lenticulară, o tridimensională, o 3D, tot o laud eu așa, pentru că e prima copertă din România, așa. După și atunci o să o aveți numai dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult și la multe sărbători fericite. La fel și dumneavoastră. Cu mare plăcere, la revedere și dumneavoastră asemenea, aceleași urări de bine și de sănătate. După emisiune puteți veni să vă ridicați acest cadou oferit de Crăciun, Mihai Traiseriu, un CD de colecție și puteți să-i faceți așa. Acasă, tot îmi place. Gata, nu mai le pun aici că prea te-am zdegheat. Da. Și nu mai este al meu, nu mai mi-aparține și nu mai umblu la lucrul altuia. Deja sunt gata? Da. De obicei mi se spune înainte de emisie, atenție!